Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Pentru Scorpion, anul 2023 va deschide o mulțime de noi oportunități care vor fi punctul de plecare pentru a începe o nouă viață. Așa cum promite horoscopul anului 2023, Scorpionul intră într-una dintre cele mai reușite și fericite perioade din viață. Dar nu totul ți se va oferi ușor și rapid, majoritatea obiectivelor tale vor fi atinse printr-o muncă grea și persistentă. Astrele notează că este foarte important pentru scorpioni să se concentreze asupra adevăratelor lor dorințe. De asemenea, nu amână faptele și planurile, este mai bine să lași deoparte îndoielile și temerile și să îi măsuri să le îndeplinești. Anul 2023 este favorabil pentru o schimbare a stilului de viață, o schimbare a profesiei, hobby-urilor, filozofiei. Singurul lucru care poate umbri situația este incapacitatea persoanelor născute sub acest semn de a-și controla emoțiile negative. Scorpionim 2023 ar trebui să se bazeze pe propriile forțe, pe intuiție, calm și capacitatea de a lua decizii rapide. Astrele îi sfătuiesc pe reprezentanții zodiei să nu se rătăcească, să-și facă cu grijă noi cunoștințe și să reține impulsurile negative. Zona de lucru va fi productivă, dar agitată. Din când în când, scorpionii se vor confrunta cu momente neplăcute, în acest moment este important să se concentreze, să nu ia decizii pripite și să ajungă la concluzii pripite. La ce altceva se pot aștepta scorpioni în 2023? Să aflăm pentru fiecare domeniu prioritar al vieții, sănătatea. În 2023, mulți scorpioni se pot confrunta cu boli ale sistemului nervos, epuizare emoțională și stres cronic, nu va fi ușor pentru mulți să-și controleze emoțiile, de multe ori eliberarea presiunii ascunse va fi îndreptată către cei dragi, pentru a preveni problemele. Astra le recomandă găsirea unui echilibru între muncă și timp liber, să meargă mai mult în aer curat, să facă sport sau o activitate fizică minimă, dar în mod continuu. Există și riscuri de exacerbare a bolilor tractului gastrointestinal, din nou pe fondul stresului constant. Este necesar să-ți monitorizezi nutriția, să refuzi prăjelile, să reduci consumul de făină, murături. În mod ideal, Renunță la dulciuri și minimizează aportul de zahăr. Este important să te concentrezi pe sănătatea articulațiilor și a coloanei vertebrale, în notul, yoga vor fi ideale. Scorpionii trebuie pur și simplu să fie mai atenți la sănătatea lor în 2023. În perioada de primăvară-toamnă, merită să fii supusă unei examinări complete a corpului, iar dacă este necesar, ia tratamentul planificat. Aportul de vitamine, modificarea stilului de viață și activitatea fizică vor fi benefice. Fi deosebită de atentă la expunerea la radiații ultraviolete, pot apărea probleme dermatologice. Carieră În 2023, mulți scorpioni vor putea reuși în domeniul profesional, șansele de creștere a carierei sunt mari. Dacă ești nemulțumită de munca ta de multă timp și nu ți-a plăcut, este timpul să schimbi ceva în această viață. Vei avea succes în învățare, îți va fi ușor și pe viitor îți va permite să-ți dai seama de potențialul pe care l ai. Prin urmare, cei care se gândesc să obțină o nouă profesie de multă timp pot acționa cu îndrăzneală. Astrele notează că 2023 pentru Scorpion din punct de vedere al carierei va fi o perioadă de succes care va deveni fundamentul construirii unei activități profesionale de succes. În perioada martie-mai, pot apăra noi oferte de muncă, s-ar putea să fii invitată la un nou proiect sau să ți se ofere un post interesant. Nu ezita și nu te îndoi, asigură-te că încerci să te dovedești a fi un profesionist talentat cei care au visat de mult și și au făcut planuri despre propria lor afacere pot începe pași activi pentru a-și construi propria afacere. S-ar putea să găsești o persoană cu gânduri similare sau un investitor care să-ți susțină demersul. Inițial, ți se va părea că toate acestea sunt dincolo de puterea ta și ți vei pierde încrederea în tine, dar nu ar trebui să renunți, iar în curând îți vei atinge obiectivele. Banii Horoscopul financiar pentru 2023 pentru Scorpion prezice stabilitate și chiar o creștere a veniturilor. La începutul anului, unii reprezentanței acestei zodi vor avea ocazia să-și crească veniturile prin creșterea carierei și dezvoltarea competențelor profesionale. Acest scorpion care sunt angajați în afaceri pot conta pe faptul că în 2023 afacerile lor financiare vor merge considerabil în sus, este important să gestionezi corect banii, să te gândești la buget, să analizezi cheltuielile, apoi vei putea nu numai să economisești veniturile, ci și să recrești. Horoscopul pentru Scorpion pentru 2023 arată că noiembrie și decembrie sunt o luni favorabile pentru achiziții și investiții mari. În același timp, reprezentanții acestui semn nu ar trebui să fie zgârciți și să economisească bani în materie de autodezvoltare. Atenție la fraudele financiare dubioase! Există posibilitatea ca în a doua jumătate a anului să devii victima unor scheme frauduloase. Chiar dacă se produce pierderea de bani, nu trebuie să fii supărată, pentru că suma va fi mică, iar situația actuală va deveni un fel de lecție pentru viitor. Dragostea și relațiile. După cum arată horoscopul dragostei pentru 2023, Scorpionul se află într-o perioadă destul de tensionată și dificilă într-o relație. În ciuda faptului că anul acesta este condus de Venus, nu trebuie să te aștepți la nimic supranatural. Deseori scorpionilor singuri li se va părea că nu mai au șansa de a-și întâlni sufletul pereche și apoi din nou să simtă sentimente tremurătoare pentru o altă persoană. Pe acest fond, este posibilă dezvoltarea stărilor depresive. Din octombrie, situația se poate schimba dramatic, iar Venus va fi mai îngăduitoare față de majoritatea scorpionilor. Toamna te așteaptă aventuri romantice și o serie de noi cunoștințe. Este puțin probabil că aceste cunoștințe să devină ceva mai serios, dar starea ta de spirit se va îmbunătăți considerabil. Până la sfârșitul anului 2023, există șansa de a întâlni o persoană cu adevărată demnă, cu condiția să fii pregătită să accepti o persoană nouă în viața ta. În viața de familie, pentru scorpionii care o au deja, te așteaptă și o serie de teste de forță. Horoscopul anului 2023 pentru Scorpion prezice mai multe situații în care va trebui să-ți arăți calitățile de lider. În același timp, astrele avertizează că în relațiile cu cei dragi merită să te comporți cât mai blând pentru a evita conflictele majore. La începutul primăverii, mulți se vor confrunta cu dificultăți și conflicte în familie pe fundalul gelozei și neînțelegerii. Până în vară, situația se va normaliza și va fi posibilă restabilirea relațiilor cu un partener. Pentru bărbatul scorpion Astrele îi sfătuiesc pe bărbații născuți sub semnul scorpionului să se pregătească pentru faptul că vor trebui să-și asume o responsabilitate mult mai mare decât înainte. Toate deciziile vor trebui luate foarte repede, nu va mai fi timp de gândire. Anul 2023 va fi foarte aglomerat pentru mulți, dar și destul de reușit. Pe fundalul evenimentelor actuale, este important să înțelegi și să accepti că ai dreptul de a greși, așa că îți va fi mult mai ușor să trăiești. Toate obstacolele vor avea un efect pozitiv asupra creșterii tale profesionale, pentru femeia scorpion. Este foarte important pentru femeile scorpion ca în 2023 să învețe cum să-și evalueze punctele fortei. Nu-ți asuma prea mult, aceste lucru este valabil atât pentru muncă, cât și pentru treburile casnice. Este timpul să înveți să delegi și să ai încredere în alți oameni. Nu ar trebui să încerci să-i ajuți pe toți, în primul rând gândește-te la tine, altfel poziția ta în viață îți va juca un truc. Anul acesta, Accentul principal al multor reprezentante ale acestei zodi se va deplasa către eul interior. Lucrul asupra sinelui va fi dificil pentru multe dintre voi, dar această perioadă de transformare este esențială pentru a obține armonie. Sunt posibile și dificultăți în comunicarea cu oamenii? Există riscuri ca până la jumătatea anului să se schimbe cercul tău social? Unii scorpioni să se, se confruntă cu singurătatea. Îți doresc un an fericit cu împliniri și sănătate maximă. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!